Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi am primit o tranșă serioasă de vaccinuri Pfizer în România pentru a continua în cele mai bune condiții vaccinarea, pentru că în momentul acesta nu mai există vaccinuri de la Pfizer, deci singura soluție, dacă ești, bineînțeles, dacă te încadrezi în listele celor care se pot imuniza în momentul de față, ai la dispoziție doar vaccinul AstraZeneca, un vaccin care este valabil doar pentru persoanele până la 55 de ani. Ei bine, și dacă tot vorbim despre vaccinare, începe în forță vaccinarea profesorilor, chiar dacă deja școala a început, dar e acesta un semn important, profesorii se vaccinează, începe campania în curând. Haideți să vedem ce a declarat în urmă cu aproximativ o oră ministrul educației și apoi comentăm cu invitații. Este de peste 200.000 de angajați ai sistemului de învățământ, această cifră. Dintre aceștia, 42.000, așa cum am spus, s-au vaccinat deja. Se adaugă aproape 8.000 personalul din învățământul superior medical, care s-a vaccinat în calitate de personal medical, deși este și cadru didactic în același timp. Deci avem 50.000 de vaccinați. Se adaugă cei 60.000 care au dorit să se vaccineze în următoarea săptămână în centre mobile. Deci vom ajunge la 110.000, cel mai probabil, din cei 200.000 de angajați care și-au declarat disponibilitatea de vaccinare. Personalul auxiliar din crește și grădinițe, cel care va fi la interfața directă cu copiii, se va vaccina. Da, și ni s-a alăturat în legătură directă prin Skype și sociologul Bruno Ștefan și mulțumesc foarte mult că este alături de noi. De asemenea, Mihai Belu în platou prezent în continuare. Și în legătură telefonică directă cu noi este și domnul Marius Nistor, președinte al Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, pe care îl salut. Bună ziua, domnule Nistor! Bună ziua! Și v-aș întreba tocmai pentru că dumneavoastră ne spuneați în urmă cu aproximativ o lună, atunci când a început campania de vaccinare, erau foarte multe cadre didactice care se temeau de vaccinare, oameni care nu voiau, chiar erau împotriva ideii de vaccinare. Cum de s-a schimbat părerea și ce a făcut ca atât de multe cadre din educație să-și dorească acum imunizarea? Haideți să clarificăm următorul lucru. Noi nu discutăm despre cadre didactice sau personal angajat în învățământ care era împotriva vaccinării. Noi discutam doar despre faptul că nu era un mesaj coerent transmis pro-vaccinare de către cei care urmau să se ocupe de așa ceva. Apăreau foarte multe discuții și informații contradictorii, câteodată chiar provenind de la oameni de specialitate din domeniul sănătății publice. Și atunci era normal să apară acea reacție firească, omenească, de teamă. De teamă de ceva care nu era suficient de multe stat. E firesc și în cazul profesorilor. Da, lucrul care s-a demonstrat ulterior și prin alte sondaje de opinie, că nu era valabil numai pentru personalul din învățământ, ci pentru întreaga societate. Și am spus, dacă se va schimba mesajul cu care vin cei care duc acea campanie pro-vaccinare, dacă vor vorbi numai specialiștii, categorii situația se va schimba. Și uitați, în momentul de față discutăm de peste 70% din totalul personalului angajat în învățământul preuniversitar și universitar care își doresc să vaccineze. Și aici apare celălalt paradox, aș putea spune. Dacă după sondajul nostru de opinie am fost puși la zi că nu suntem modele pentru societate, că suntem conservatori, că suntem analfabet funcțional, că vezi, domne, nu vrem să ne vaccinăm. Acum ajungem în situația în care cei care sunt așa mai retrograzi, mai conservatori, mai analfabet funcțional, vor să se vaccineze și nu au cu ce. Da. De asta ar fi foarte bine ca în momentul în care vii și acuzi așa în masă, că e cel mai simplu să acuzi pe cineva, să gândești, să-ți folosești creierul. Nu să jignești o întreagă categorie socioprofesională. Oamenii aceștia vor, da, dar statul nu este în măsură să le pună la dispoziție dozele de vaccin necesare. Deci înainte de a blama, înainte de a pune la zid pe cineva, pune mâna și analizează. Da, aveți dreptate în această observație. Mai e o chestiune totuși importantă, faptul că sunt și cadre didactice peste 55 de ani. Și pentru acele categorii, nu numai cadre didactice, pentru toți cei care au peste 55 de ani, vaccinul AstraZeneca, de exemplu, care e disponibil și care a venit într-o tranșă mare, nu va putea fi făcut. Plus că acolo trebuie să aștepți 3 luni până la rapel. Ce se întâmplă da, în cazul acesta? Sunt diferențe între aceste
vaccinuri care sunt puse la dispoziția populației. Categoric eu trebuie să mă gândesc la colegii mei, pentru că avem colegi care depășesc vârsta de 55 de ani, care intră în contact cu un număr mare de copii și dacă vorbim de învățământul preșcolar, acești copilași nici măcar nu poartă mască și atunci riscurile pentru ei sunt destul de ridicate. Decizia luată de vaccinul AstraZeneca, care nu se face persoanelor care depășesc 55 de ani, știu că este o decizie luată numai la nivelul țării noastre. Cred că specialiștii din domeniu ar trebui să gândească cât mai rapid cu putință și să vină cu doze suplimentare de Moderna sau Pfizer. Normal, vaccinarea personalului din învățământ trebuia realizată până în data de 8 februarie, înainte de începerea cursurilor. Măcar pentru categoriile de cadre didactice și personal didactic, auxiliar și nedidactic, care urmau să intre în contact cu copilași din învățământul preșcolar, deci exact cei care nu poartă mască. Dar știți că inițial profesorii au fost puși pe acea listă, pentru ca ulterior, apărând scandalul acela, să fie amânați. Da, din vorbe, doamnă. Prima dată era în prioritate și pe urmă prioritatea a dispărut, așa cum spunea distinsul domn Gheorghiță, care răspunde de campania de vaccinare. Profesorii erau puși la marea grămadă generală din etapa a doua. Nu conta că începea școala, nu conta că intrau în contact direct cu potențial purtători ai virusului respectiv asimptomatici. Dar ați avut discuții pe tema asta, ați cerut, ați discutat, ce v-au spus autoritățile? De ce l-au pus profesorii în linia întâi, cum au pus, spre exemplu, știu eu, Curtea de Conturi și... Păi ei au fost, dar când a apărut scandalul cu Curtea de Conturi, i-au oprit pe toți. Da, deci vă dați seama că nu există o explicație logică la așa ceva. Reacții din partea noastră au existat. Dovadă a reacțiilor noastre este faptul că avem un ministru al educației care s-a bătut să fim prioritari în privința vaccinării. S-au creat centre de vaccinare la Politehnică. Am înțeles că în momentul de față discutăm chiar despre casele corpului didactic. Important este că acest proces Da, îmi cer scuze, e o întrebare și din partea domnului Ștefan Brună. Ștefan, vă rog, dacă se poate. Ascult. Ați adus în discuție Politehnica și eu predau în Politehnică. În Politehnică s-a făcut un centru și s-a dotat și a fost un efort destul de puternic exact pentru a face acel centru de vaccinare, măcar pentru cadrele didactice, studenții și pensionarii care sunt legați de Politehnică și n-au venit vaccinurile nici până acum și e vorba undeva să vină în luna aprilie. Deci îndemnul a fost să ne ducem să ne vaccinăm, să ne punem pe site-ul guvernului, să ne ducem la Romexpo sau în altă parte, nu acolo unde deja Politehnica a fost o investiție. Deci, în ceea ce a spus cu... Spuneți. Vă rog, domnule Ștefan. Din păcate, se demonstrează că n-am fost prioritate decât în vorbe. Că s-au gândit prea puțin la protecția personalului care lucrează în învățământ. Ne dorim o școală deschisă cu elevii și studenții prezenți în sălile de curs, în sălile de clasă sau la grupe, dar nu asigurăm condițiile pentru protejarea tuturor celor care intră într-o incintă școlară. Corect. Nu pot acuza guvernul că nu furnizează Pfizer-ul numărul de doze de vaccin sau cei de la Moderna sau cei de la AstraZeneca numărul de doze de vaccin necesare. Este o problemă care depășește în momentul de față puterea deciziei a guvernului. Aici discutăm despre prioritizare. Din păcate, prioritizarea, repet, a fost doar în vorbe. Ați subliniat foarte bine tot ce s-a întâmplat, pentru că ne aducem aminte, domnule Bruno Ștefan, toată acea gafă imensă cu cei de la Curtea de Conturi. Da, erau o grămadă de oameni considerați esențiali, printre care chiar erau esențiali, erau profesorii, da? Și pentru că a apărut acel scandal cu tot felul de pile și de secretare care stau prin birouri, care se vaccinau anti-COVID, a apărut și acea amânare. Pe toți i-au amânat, iar pe profesorii i-au amânat de tot. Acum urmează să vedem următoarea doză când mai vine, domnule Ștefan. Acum vreau să spun și eu alte lucruri. Parte însemnată din funcționarii publici au fost în contact... Pot vorbi? Vă rog, vă ascultăm. Am auzit pe domnul. Da, vă auzim. Soția mea, fiind funcționar public, a luat COVID de la servici și era nevoie ca personalul
din instituțiile care au lucrat în perioada stării de urgență și în perioada asta stării de alertă în relațiile cu publicul să fie prioritar vaccinați și nici ei nu au fost vaccinați. Problema este că numărul vaccinurilor a fost mic și n-a putut servi toată populația după prioritizarea stabilită inițial. Și cu toate astea suntem totuși în topurile țărilor care vaccinează. La noi, eu cred că, dincolo de critici, se face un efort mare pentru a rezolva problema asta a vaccinării, mai mare decât alte țări. De aceea eu cred că, deși cu încetinitorul, mergem în direcția respectivă și nu, și indiferent de critici, există și suspiciuni și neîncredere în virus, în vaccin, situația va funcționa și va merge relativ repede. Cu întârziere, începe școala, vom intra, pentru noi ca profesori, vom intra în contact cu studenții. Acum știu că există o problemă destul de importantă asta și mă aștept ca numărul să crească, numărul celor infectați să crească în perioada din săptămâna următoare. Da. Din păcate, urmărim acest subiect. E așteptat să facă declarații. Chiar a început deja să vorbească Ludovic Orban și l-ascultăm și noi. Guvernul va trimite legea plafoanelor pentru a intra în dezbatere. Legea plafoanelor se dezbate în mod diferit față de legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Întâi va fi dezbătută și adoptată în Senat, ulterior în Camera Deputaților. În ceea ce privește legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat, guvernul se va întruni într-o ședință în cursul acestei seri pentru a adopta forma finală după avizul Consiliului Legislativ. Se știe că a venit abia în cursul zilei de astăzi avizul Consiliului Legislativ și procedural, chiar dacă nu există o modificare a legii bugetului de stat, în urma avizului Consiliului Legislativ trebuie practic adopta bugetul în urma avizului Consiliului Legislativ. Cel mai probabil legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi trimise în cursul zilei de mâine către Parlament. Imediat ce vor ajunge la Parlament, împreună cu doamna Anca Dragu, președintele Senatului, vom decide convocarea birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului de dezbatere a celor două legi extrem de importante pentru România. În cadrul acestui calendar va exista un termen pentru depunerea amendamentelor, un termen pentru avizarea în comisiile avizatoare, după care se va stabili intervalul de timp în care comisiile reunite de buget finanțe din Camera Deputaților și Senat urmează să dezbată și să aprobe raportul. Și de asemenea vom stabili când va intra în plen și termenul de dezbatere și adoptare în plen, atât a legii bugetului de stat, cât și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat. De asemenea, aș mai prezenta faptul că noi am finalizat în cadrul Biroului Permanent al Partidului Național Liberal validarea prefecților și subprefecților care urmează a fi deciși de către guvern. După cum bine știți, în urma ordonanței care a modificat statutul prefecților, există un termen de 30 de zile pentru finalizarea procedurilor în conformitate cu ordonanța de urgență și ca atare, practic, noi am finalizat în cadrul partidului toate procedurile de validare a candidaților la funcțiile de prefect și subprefect. Evident, și partenerii noștri din coaliție vor finaliza aceste proceduri, urmând ca, începând de săptămâna viitoare, guvernul să decidă desemnarea prefecților și subprefecților în baza, evident, a discuțiilor pe care le-am avut la nivelul coaliției. De asemenea, am mai avut o discuție cu premierul, în care premierul m-a informat că există în momentul de față toate avizele și că guvernul va adopta ordonanța de urgență necesară pentru prelungirea măsurilor de susținere
a mediului de afaceri, e vorba de IMM Invest, IMM Factor, de Agri Invest, care în urma deciziei Comisiei Europene de a prelungi cadrul temporar până la data de 31 decembrie 2021 și noi avem posibilitatea de a prelungi toate aceste măsuri de susținere a mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. Dacă aveți... În ceea ce ne privește pe noi, în biroul politic al Partidului Național Liberal am luat decizia în unanimitate de a susține atât legea bugetului de stat, cât și legea bugetului asigurării sociale de stat, în forma în care va fi adoptată de guvern. Noi am, evident, noi am formulat propuneri împreună cu colegii parlamentari, președinți de consilii județene, primar, am formulat niște propuneri, unde dintre ele au fost adoptate, altele nu. Da, declarații în legătură cu bugetul. Va fi anunțat și un calendar până la care pot fi depuse aceste amendamente, urmând ca după discutarea lor să fie adoptat bugetul pe 2021. El se mai discută oricum și în ședința de astăzi, în această seară la ora 19. Revenim în câteva momente. Da, a rămas încă nelămurită chestiunea minerilor, ce se întâmplă cu ei, până când vor fi declarații lămuritoare. Să aflăm și noi dacă își vor primi oamenii salariile, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Urmărim și care a fost traseul informației, pentru că în acest weekend s-au întâmplat niște lucruri foarte interesante. A fost foarte activă doamna Șoșoacă. S-a dus la întâlnirea cu minerii, după care, în timp ce se întorcea în București de la întâlnirea cu minerii, a văzut că este incendiu la Marius Nasta și, evident, s-a dus acolo și l-a fugărit pe ministrul sănătății Vlad Voiculescu. Haideți să vedem momentele memorabile cu doamna Șoșoacă de ieri seara. Eu, dumneavoastră, vorbiți de decență când nu aveți bunul simț să vă dați demisia. 22 de morți la spitalul Matei Balș și până acum nu v-ați dat demisia. Tot poporul vă cere demisia. V-am sunat de multe ori și n-ați avut nici măcar decența să răspundeți la solicitările poporului român. În fața acestui tir de acuzații, ministrul sănătății nu a avut replică și a încercat să o evite pe fostul senator Aur. Șoșoacă a plecat în urmărirea lui Vlad Voiculescu până când a fost întreruptă de oamenii de pază. Pentru ce, domnule Voiculescu? Alo, sunt senator, ia mâna de pe mine! Vă rog să rămâneți pe loc! Deci n-ai voie! Să rămâneți pe loc, nu forțați! Deci n-ai voie, ia mâna de pe mine! Deci iei mâna de pe mine! După altercația cu paznicii, senatorul a cerut socotel și managerului Institutului Beatrice Mahler. Medicul i-a răspuns cu multă răbdare Dianei Șoșoacă, dar s-a certat cu reporterii și chiar a cerut să fie amendată pentru că nu poartă mască. Eu vorbesc de spitale. Cum vă puteți explica aceste incendii în secțiile COVID? În ultimul an, 40% din activitatea spitalelor, din celelalte tipuri de activități, a fost diminuată. 40% cel puțin. Bună ziua, doamna. Îmi permiteți să spălăm și eu, vorbeam și eu cu doamna. Nu întrerupeți, nu întrerupeți, pentru că sunt exceptată și pentru că nu cred în această nebunie. În primul rând este neconstitutiv, nu, domnule, nu mă învățați pe mine drept, este. Deci, dumneavoastră, în primul rând, vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Nu vreau, dați-mi amendă. Da, interesantă mișcarea Dianei Șoșoacă și abia aștept să audă părerea domnului Bruno Ștefan. Este noul tip de politician. Am putea zice doar că ne aducem aminte că cei de la USR făceau fix la fel. Nu e un nou tip, e un vechi tip. Ne-am obișnuit înainte și cu Vadim Tudor cu același tip de discurs. Mi se pare că dă culoare unei politici care de regulă capătă colorit doar în campania electorală și în rest viața politică devine relativ mai ternă. Dânsa umple un gol, deși ne face să râdem prin un limbaj mai colorat, mai agresiv, printr-un ton intempestiv. Ea face politica interesantă și deși, nu opri, eu spun că nu, deși pare rolul minor, ea se aruncă într-o poziție minoră, nu pentru funcții importante așa cum trebuie un politician cu greutate, dar în același timp ne face pe noi ceilalți cetățeni să ne punem probleme mai și totuși cu cei din Valea Jiului, dar cu cei de la Spirea. Oare n-ar fi corect ca noi să avem dezbateri pe subiectele respective? Dacă am avea o societate civilă activă care să producă dezbateri de genul ăsta mereu, doamna Șoșoacă ar fi o
ar fi caricaturală într-o astfel de dezbatere în care ar apare experți mereu. Dar cum nu sunt în spațiu public, nu se fac multe discuții despre minerit, despre condițiile iată din spitale, atunci ea se suie pe o lipsă, pe un gol în spațiu public, ceea ce ciudat că umple dânsa acest gol, dar e bine că îl umple cineva și că trebuie, pentru că ne face pe noi ceilalți telespectatori să ne punem la rândul nostru probleme despre fenomenele respective. Bun, și mai spuneam de ce de la USR, ne aducem aminte, nu toți de la USR, dar erau foarte mulți membri care, de exemplu, aici la ședințele primăriei, când era Gabriela Firea, înregistrau, făceau ceva asemănător cu ce a făcut doamna Șoșoacă ieri, ca și doamna Chichirău, care era și ea foarte activă și filma în fiecare zi, poate, în Parlament. În realitate și USR-ul, și Șoșoacă, și Aurul încearcă să umple golul ăla al oamenilor care sunt nemulțumiți de felul în care merg lucrurile în general, nu în legătură cu un partid. Sunt oameni care ar vrea să se întâmple ceva, nu știu ce ar trebui să se întâmple, pentru că nu se pricep la administrație, în general clasa asta fără foarte multe studii, dar pe care toată lumea a mințit de 30 de ani de zile. Într-adevăr, Șoșoacă vrea să umple golul lăsat de Vadim Tudor. E greu, pentru că Vadim Tudor, dincolo de faptul că era vocal, dincolo de spectacolul pe care îl făcea, era un munte de cultură. Acum, o confruntare între Șoșoacă și Vlăduț este tot timpul un moment pe care îl urmăresc cu plăcere. Bun, să fugi totuși, Dita mai ministru, să fugi de doamna Șoșoacă, mi se pare penibil. E penibil, da, domnule Ștefan. E penibil, nu? Sau poate, nu știu, poate a făcut o mișcare bună pentru că nu voia să certe, poate că nici nu putea să certe. Acum, între noi, vorbește mai tare oricum. Domnule Ștefan, cum vi s-a părut? A fost o idee bună că a fugit? Are mari probleme de comunicare. Pentru mine, ca spectator al spațiului public, este veriga slabă a acestui guvern în ceea ce înseamnă comunicarea. Nu mă refer la ce reforme o vrea să facă sau nu facă, despre alte lucruri, dar el trebuie să iasă. El are și rolul de monitor, asta este una din funcțiile managerului, preda la facultate lucrul ăsta. Orice individ pus într-o funcție trebuie să fie transparent, să comunice mereu. El nu parcă n-are cuvintele, stă mereu mut, poate. Așa este firea lui, mai discretă, mai interiorizată, dar trebuie să-ți ieși din tine când ocupi o funcție. Și atunci nu trebuie neapărat să te ceri cu doamna Șoșoacă, dar dacă ai comunicat des ce se întâmplă și de ce se întâmplă, astfel de fenomene ar fi marginale și n-ar mai avea importanță. Dar iată, depinde cazul diplomei dânsului. Mi s-ar fi părut normal să iasă imediat cu diploma și să o arate. Măi, asta este, nu mai vorbiți, nu mai scormoniți, uitați-o. Poate o are, dar dacă nu, sau în felul ăsta ne face pe noi ceilalți să ne punem probleme. Măi, dar asta chiar e un impostor ajuns acolo. El, în loc să clarifice o situație, dau exemplu despre diplomă, putem vorbi despre multe alte și despre cazul de la spitalul nu știu care și despre altele. El trebuie mereu și să despre un chiar putea să aducă niște clarificări și despre fata asta, dar am vorbit de ea în ora trecută. Da, o doamnă care va fi numită probabil, mă rog, în urma unui concurs. Cum sunt concursurile în România? Eu sper că nu va fi un concurs ca în România, cel în urma căruia... Ca în vremea PSD-ului, un concurs social-democrat. Bun, pe de altă parte am văzut comunicare excelentă din partea doamnei Mahler. Vă rog. Dau eu exemplu. Așa era Mugur Isărescu pe vremuri când era premier. Nu îi plăcea să iasă, să se confrunte și să vorbească. A luat-o pe Gabriela Firea și a pus-o purtătoare de cuvânt atunci. Și ieșea Gabriela Firea, mereu vorbea în locul lui. Și de fiecare dată, pentru că el avea oarecum același gen. Păi vedeți că și Vlad Voiculescu are purtătorul de cuvânt al lui Traian Băsescu. Deci aici ar fi așa blindat. Da, e un om care se pricepe la comunicare, pe care noi l-am sunat tocmai pentru a-i cere un punct de vedere în legătură cu acea acuzație gravă pe care o fac cei de la Adevărul, dar care nu a dorit să comenteze. Ne-a spus că va fi făcut un concurs. În fine, urmărim subiectul și noi și cei de la Adevărul cu siguranță. Domnule Ștefan, Să spun, simt că ia greșeli purtătorul de cuvânt, chiar dacă este expert și așa, dar mă rog, să lucrează cu materialul clientului, ăsta este clientul. El trebuie să iasă de fiecare dată în întâmpinarea întrebărilor. Nu dumneavoastră să-l sunați, el, pe fiecare
fiecare subiect care apare, că asta trebuie să facă cel care se ocupă de comunicarea unui demnitar. Cum a apărut o dezbatere pe Facebook, pe oriunde, pe spațiu public, el trebuie să iasă mereu să clarifice. Nu trebuie să-l sunați dumneavoastră de fiecare dată. Domnul Ștefan, asta se poate. Dar când ești prins în offside, e foarte greu să ieși să comunici. Pentru că sunt chestiuni simple. L-au prins cei de la Adevărul cu concursul în desfășurare, unde vine o apropiată de-a lui. A pus secretar de stat o preoteasă de la teologie, tot la fel, din fundație de la el. Cu diploma aia și o grămadă de discuții. E greu să comunici în momentul în care ești prins în offside. În momentul în care ești îngerul salvator al României... Dacă el ar fi comunicat de la început, n-ar mai fi mers pe direcțiile astea. Pentru că știa că trebuie să fie transparent în ceea ce face și trebuia să justifice în așa fel încât toată structura ți se schimbă în condițiile în care tu comunici sau pui pe cineva să comunice și deciziile pe care le iei încep să devină ca o legătură cu publicul pe care trebuie să îl informezi și cumva care depinde de tine. Dincolo de Vlad Voiculescu, mă rog, așteptăm să vedem ce se va întâmpla și cu acea numire sau acel concurs. Dar acest tip de politician, Diana Șoșoacă, pe viitor, sau mai bine spus, are viitor? Adică putem să o vedem pe doamna Șoșoacă la prezidențiale? Probabil va candida. Dar eu cred că până la prezidențiale se desumflă fenomenul. Lumea e interesată acum, după care obosește un astfel de personaj o perioadă lungă de timp. Dacă nu, el va crește și va crea propriul partid, personajul respectiv. Dar va deveni marginal, pentru că oamenii care iau decizii, uitați-vă, în orice țară civilizată, nu sunt de genul ăsta așa vulcanii, sau sunt, dar își lucrează. Ea trebuie să lucreze enorm de mult ca stil. Dacă merge pe tiparul gen Vadim, rămâne marginal, ce nu va conta niciodată într-o structură care să conducă ceva în țara asta. De aceea, aici e de lucru mult de către specialiști. Mie mi-e clar că are în spate pe cineva care este specialist în... îi dă țintit, du-te acolo, discută despre subiectul ăsta. Sau poate nu, sau poate simte ea știrea, poate are talent de jurnalist. Acolo este o mână de expert, vă spun că se vede. Eu mă ocup de comunicare și văd când este ceva instinctiv și când este ceva lucrat. E clar că este ceva lucrat. Problema doamnei Șoșoacă este că n-ajunge la rafinamentul, adică merge spre tipul ăsta de grobianesc. Ia mâna de pe mine, de agresivitate. Iar publicului îi place circul la un moment dat, dar nu validează un astfel de personaj care face circ într-o funcție mai mare. Până... și el, în felul ăsta, se împinge sigur. Până una alta însă, așteptăm declarații din partea ministrului Muncii să ni se spună ce se va întâmpla cu acești mineri care au venit astăzi, reprezentanților cel puțin au venit la o discuție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ștefan, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule Belu. Punem punct aici discuției noastre. Știri de la Fix cu Aneta Sâncerzan.